Cei care s-au născut în semnul Racului vor avea între 15 și 17 octombrie dimineața posibilitatea să se întâlnească cu niște persoane. În intenția lor sau acelora, în fine, nu se știe cine provoacă întâlnirea, este să se dezbată un subiect asupra căruia nu au căzut de acord, care este deranjant pentru ambele părți, dar și de interes destul de mare pentru ambele părți să spunem, chestiunea unui divorț îi privește pe ambi soți, chestiunea unui contract, desfacerea unui parteneriat, ieșirea dintr-o firmă, asocierea cu cineva, etc., etc. Dar nu prea este rost de izbândă nici de o parte, nici de alta, nimeni nu cedează, nimeni nu e atent, toată lumea se încăpățânează, toată lumea e subiectivă, egoistă, toată lumea vrea altceva decât trebuie în acest moment, așa încât întâlnirea în sine este pierdere de timp. Mai bine nu s-ar întâlni sau mai bine s-ar uh, rezuma la o repoziționare, la o reevaluare a atitudinii. Cu greu am eu impresia că cineva născut în semnul racului ar face așa ceva, dar Cine știe, mai există și surpriză. Sigur, bine ar fi să fie cum zic eu, indicat ar fi să fie așa. Dar mă tem că realitatea va fi cea de pe hârtie și anume că nimeni nu va vrea să îl asculte pe celălalt, nimeni nu va avea răbdare, timp și inimă să cedeze sau să recunoască. Fie că a exagerat, fie că acela are dreptate și așa mai departe. Între 17 octombrie, după ora 10 și 30 de minute și 19 octombrie, surprize în plan material, financiar, la nivelul bunurilor, serviciilor, avantajelor, situațiilor care pot fi fructificate. De la caz la caz poate să fie o surpriză, pot să fie mai multe surprize, una să determine un lanț de evenimente, de consecințe, de reacții și de riposte, în așa fel încât nimic din ceea ce a fost până acum nu mai rămâne valabil. Totul se reformulează ca atunci când se dărâmă un castel din cărți de joc sau o construcție din cuburi. Și iar trebuie să o iei de la capăt și să le pui la locul lor și să vezi de data aceasta cum ar fi mai bine, să nu cadă în principiu. Pot să și cadă niște înțelegeri, pot să se ridice niște condiții absolut năucitoare pentru unele persoane, care își vor spune, a nu, mă iertați, pardon, până aici, până condițiile astea mă retrag. Nu, despre asta era vorba. Eu nu știam că așa se poate pune problema. Și atunci se extrag singur, Și aceasta este o surpriză. Faptul că brusc se dezinteresează și resping. Un beneficiu material cu cine știe ce uh, angajări costisitoare sau periculoase. Dar mai poate veni și o veste sau o situație nefericită, decesul cuiva, care să pună brusc problema uh, unei succesiuni. Până mai ieri omul era bine mersi, se întâmplă una dintre dramele care vedem și noi că se întâmplă zilnic, un accident, o boală, cine știe ce, omul dispare. Și de unde nici cu gândul nu se gândeau că omul era tânăr și în putere, că nu va mai fi pe lumea asta, iată că un nativ din semnul racului este implicat fără voia lui într-o chestiune succesorară, mai ales dacă este rud apropiată. Dar și în plan personal ar trebui să fie atenți, pentru că există risc de accidente prin manipularea unor aparate, dar mai ales prin felul în care se prezintă condiția tehnică a unei mașini. În sfârșit, ar mai fi și greșelile umane de șofat, dar accidentul este um, prezent și încă nu dispare. Ba mai mult, um, această casa 8 este bântuită de 9 și la un moment dat de 12 quadraturi din scorpion, așa că unele aventuri sau povești se pot sfârși rău, mai ales dacă nu sunt atenți, acționează hazardat, imprudent sau comit tot felul de excese. Între 20 și 21 octombrie, semnul peștilor care controlează casa noua conștiinței este frumos mobilat și aspectat de trei planete care le dau acestor persoane rafinament, subtilitate, delicatețe, milă, bunătate, cum se cădenie, dorința de a fi generos, filantrop, solidar cu cauza altora, o empatizare cu toți și toate. În plus, Soarele celor născuți în semnul racului va face trei rânduri de trigoane cu planetele din pești și trei rânduri de trigoane cu Planetele din scorpion, și se poate vorbi de o armonie subtilă, de o comunicare prin transfer de la rac la scorpion, de la scorpion la pești, de la pești înapoi spre ei, a unor influxuri care pot să fie utile celor care scriu, compun muzică, cântă, interpretează. Mai puțin este aspectul dansului. Cei care desfășoară activități de creație în domeniul artei plastice. Inclusiv al modei de un anume tip, sau toți cei care lucrează în domenii unde este nevoie de ingeniozitate și de măsură, cum ar fi farmacia, cosmetica, chimia, chirurgia sau aspectele psihoterapeutice. Și, în felul acesta, psihologii medicii psihiatri, specialiștii în probleme de suflet și minte, pot să fie niște excepționali și excelenți tovarăși pentru o persoană care are nevoie de înțelegere, de susținere, de ajutor, de îndrumare, de limpezire sau chiar de tratament. Rămân active cele trei planete care transitează semnul Scorpionului. În felul acesta, Casa a cincea deschide un univers întreg de tentații și plăceri, mai mult sau mai puțin interzise, mai mult sau mai puțin decente, mai mult sau mai puțin morale, mai mult sau mai puțin acceptate de către cei din jur. Că bună și frumoasă este o aventură, dar nu place soțului sau soției dacă află de ea. Bună și frumoasă o fi o petrecere și o beție, dar nu este frumos dacă te văd alții cum te compromiți în astfel de momente sau dacă îți pierzi banii și cumpătul, etc., etc. Am dat niște exemple ca să înțelegeți că există o căptușară de risc și de dizarmonie sau de neajuns în foarte multe dintre plăcerile lumești menite să compenseze și să resfețe.